pornit. Da, sigur ți-ai făcut și planul de lucru. Pornim repede să vedem cum reușim așa, să sperăm amândoi într-un timp record să ne apucăm de treabă și să rezolvăm într-un timp record. Deci cu mulțimea vorbește. Noi pe aflăm divizorii lui, adică... Scriem așa, începe. 40 supra, scrie proprietatea. Da. (40)/8x-6 aparține lui Z, dacă și numai dacă 8x-6 aparține divizorului 40. Care sunt egal cu mulțimea. 5, 8, 40, 1. Ok, și acum toate astea cu minus. Deci minus 5. Minus 8, minus 40, minus 1, minus 20, minus 2 și atât. 2, 4, 6, 12 parafii, da? Ce? 5 și 8 e dată în pereche, 5 ori 40, 40 cu 1 e corect, 22, important să-i luăm pe toți. Noi n-am pus niciun 22. Nu, 22 nu cred că poate să fie. Ai zis 22 le-ai pus. Da. Mai sunt tare? Nu știu. E un 2 de la 8 și 5 ori 2 e 10, 10 și 4. Cel mai rapid. 40, n-am uitat asta. 10. Wow! Da? 10 și 4, minus 10 și minus 4. Sunt de toți 2, 4, 6, 8 ori 2, 16, da? Așa, cred. Îi dăm drum la treabă? Începem? Da. 8x. Ora asta să fie una lungă. Par multe cazuri, poate mai eliminăm din ele. Nu știu dacă ceva putem elimina. După, așa cum simți tu, care cazuri? Ai, nu. Dăm drum la treabă. Poate pe trase 8x minus 6 egal cu? 5. 5. Echivalent? Echivalent cu...
X egal X egal 11. 11, da. Echivalent cu X egal 11 pe 8. Care nu aparține lui Z. Și mergem mai departe. Trebuia să fie din Z. 8X minus 6. Egal cu 8. Echivalent cu 8x egal 14. Da. Echivalent cu 14 sau x egal 14 pe 8. Simplificăm prin. Simplificăm prin 4. Nu cred că pe 4, că 14 nu se împarte la 4. Prin 2. Prin 2. 7 pe 4. Care nu este din Z. Următorul, 8X minus 6 egal cu 4. Da. 8X egal cu 10. Echivalent cu X egal 10 pe 8. Din 2. 5 pe 4. Vrei să facem o cursă? Să facem o? Cursă. Hai! Cât mai repede, nu? Contra cronometru. Da, sau cine poate să facă cel mai repede? Eu dacă mă țin de tine. Tu lucrezi în viteza cea mare și eu dacă mă țin de tine. Cum adică? Adică tu lucrezi, vorbești și îți vezi de treaba ta și eu dacă rămas în urmă, mă sancționez. Bine. 8x minus 6 egal cu 0. Echivalent cu 8x egal 6. Dar de ce cu 0? De ce cu 0? Cum văd pe 0? Ce? 20. 20, da. Egal cu 26. Echivalent cu x egal 26 pe 8. Egal cu, simplificăm prin 2, 13 supra 4. Nu aparține. La revedere. Următorul. 8x minus 6 egal cu 1. Echivalent cu 8x egal cu 7. Echivalent cu x egal 7 pe 8. Nu aparține lui Z. Pa, pa. Acum 8x minus 6 egal cu 2. Egal cu 8x, sau echivalent cu 8x egal 8, x egal 8 pe 8, egal cu 1. În sfârșit. A are primul element, nu? Da. 1. x minus 6 egal cu minus 5, echivalent cu 8x egal cu 1, x egal 1 pe 8, ceea ce așa rămâne, deci nu este
parte din Z, nu aparține Z, continuăm. 8x minus 6 egal cu minus 8, echivalent cu 8x egal 2. Așa. Minus 2, să știi cum se vede tabla la tine. Adică nu vă prietenii, că eu nu mă uit pe tablă, dar în fine. Da. Așa, egal cu minus 2, x egal minus 2 pe 8, nu aparține lui Z. Egal cu minus 1, simplificăm, minus 1 pe 4, nu aparține lui Z. Dar la până la test trebuie să fac asta, să, să simplific? Trebuie dacă poți lăsa așa. Da. Ei, nu aparține, poți lăsa, însă dacă ar fi aparținut, nu îți permis să lași fracție, pentru că noi căutăm toate fracțiile ireductibile. Nu e o greșeală, nu te sancționează pentru chestia asta. Dacă s-a ales că tu nu suporți, nu suporți. Dacă simplifici pe ceva, o simplifici. Vrei fracții cu numere mici. Bine. Continui? Da. 8x minus 6 egal cu minus 8, echivalent cu 8x egal minus 2. Da. Iarăși? Păi nu știu de ce, dar a trecut când ai zis. Dar din nou pe minus 8. Da, ia. Ups. Pe că ai rezolvat-o pe asta. Da. Acum minus 4. Așa. Echivalent cu 8x egal minus 10. Tu stai. 10. Nu e. E corect. Doi, așa, că se duce, e plus 6 dincolo și minus 4, 2. Echivalent cu? Echivalent cu x egal 2 pe 8. Simplificăm că nu suporți. Simplificăm prin 2, 1 pe 4, nu se poate, nu aparține lui Z. Da. 8x minus 6 egal cu egal stai minus 40. Minus 40, da. Știu că nu l-am luat în ordine, dar na. E, aici e problema. Fiindcă nu le-ai luat în ordine, o să vezi tu ce bătaie de cap avem, pentru că s-ar putea să scape unul. Pentru că eu le tau, le tai. Le cauți. Bine, cauți. Dacă le luai în ordine, nu mai căutai. Mergeai frumos, pac, pac. Le puneai un punct acolo deasupra că le-ai luat și gata. Gata, dar eu le tai așa un pic și gata. Bine. Ia să vedem, 8x minus 6 egal cu minus 40, x, 8, 8x egal cu? 8x egal cu 46. Deci minus cât?
4, 6. Ei, cum? Ca și mai sus. Toți dincolo vine plus 6. Plus 6 minus 40? Minus 34. Așa. Echivalent cu x egal minus 34 pe 8. Prin 2 putem. Da. Egal cu șaisprezece. Minus 17 pe 4, da? Da. Eu scriu minus 17, dar doar zic 17, nu știu ce am. Nu te-ai odihnit. 8x minus. Minus 6. Minus 1. Cu minus 1, da. Echivalent cu 8x egal minus, nu, 5. 5, așa. Echivalent cu x egal 5 pe 8. Bum. 5 pe 8. Eu sunt adormit. Așa, corect. 5 pe 8 care nu aparține lui Z. Am crezut că n-ai înțeles bine. Mă uitam la minus 1 și noi am făcut calcul. 8x egal cu 5, corect. Ah. 8x minus 6 egal cu? Minus 6 egal cu minus 20, echivalent cu... E vezi, minus 20 n-ai folosit? E vezi dacă e egal vreodată cu... Uite-te așa în sus, dacă e folosit. Nu, doar cu 20. 20, bun. Nu și, nu și minus 20. 8x minus... nu, 8x egal... minus 14. Da. Da? Echivalent cu x egal 14 pe 8, simplificăm prin 2. Minus 14, zis. Da. Egal cu minus 7 pe 4. Care nu este din Z, să fii sănătos. Dacă doar unul este din Z, o să plâng. O să streacă. Nu o să-mi treacă niciodată. O să am asta în coșmaruri. 8x minus 6. Tu ai ales? Da, e bine al mea. Stai. Hai, lasă așa că e bine. Nu e bine, că acum să zic ce are. Ok. 8x minus 6 egal cu minus... minus 2. Minus 2. Da. Nu l-am mai folosit, deci e ok. 8x egal... patru, bine. Echivalent cu x egal 4 pe 8, ci că nu suport, deci simplificăm prin 2, egal cu 2 pe 4. Și nu băi să poți, încă puteai să simplifici și prin 4 deodată. Să vedea. Tot așa mai simplificăm încă o dată prin 2. Și face 1 pe 2. Pe 2, da. Dar acum nu conta, că tot era parte din Q, nu din Z. Deci de ce să ne pese?
Sigur, nu conta, în final te puteai opri acolo, dar am zis că ne oprim numai fracții ireductibile. Da, 8x. 8x egal minus 4. Minus 4. Echivalent cu x egal minus 4 pe 8. Dar de ce minus 4? Ai luat 8x minus 6 egal cu cât? Egal cu 10. Cu 10? Dar de ce nu mi-ai spus și mie? Că n-am știut. Cu 10 și atunci 8x egal cu? Minus 4. De ce? De ce minus 4? Păi minus 6 trece dincolo, face 6 și cu 10? 16. 16. Echivalent. X egal cu? X egal cu 16 pe 8 egal cu 2. 2. Iată că am luat, am mai găsit un element. 8x minus 6 egal cu? Egal cu 8. Nu mai este niciuna? Le-ai luat pe toate variantele? Știi câte erau? Erau 5 și 8, da, 2, 4, 6, 8 ori 2, 16. Ia numai dacă ai 16 ecuații. 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13. Mai lipsește 2. Oare pe care să mă fi le luat tu? E vezi egal cu 40 ai? Uite-te că nu le-am mai am pe tablă. 40. Da. Ai, da? Stai. Minus sau... Ok. 44 n-am luat. Nope. Să zicem. Poate dați mai bine le iau pe rând. Da, altădată le iai așa în ordine, numai te păcărești, că vezi că pierdem timp. Și am vorbit că ne interesează să câștigăm timp. Deci 8x egal cu, 4, cu 46. Echivalent. Patru, șase pe 8. Da. Simplificăm prin 2. Da. Acum e 23 supra 4. Corect. Și o lăsăm așa, că nu mai putem... Nu aparține lui Zet. Ok, și mai lipsește încă una. Ei, pe aceea nu mai știu eu. Am acolo ți-am zis, dar acum nu mai știu acum. Deci, 8, deci 5, 8, 4, 2, stai, 5, 8, 4, 20, 1, 2, minus 5, minus 8, minus 4, minus 40, minus 1, minus 20, minus 2, minus 10, minus, și 40. 10 ne-ai luat. Ba da, am luat 10, parcă am zis. Ba da. 10 cu 6, 16. O dat 2.
Poate că nu l-am... Cred că nu l-am scris eu. Știi acum, Mariuca, e posibil să pierdem o valoare aceea care să ne furnizeze soluția. Și de aceea nu ne permitem să mergem mai departe, pentru că în condițiile în care chiar aceea care ne cește ne dă o soluție, mulțimea aia nu va fi corect făcută. Vezi, de aceea trebuie luate toate în ordine. Ah, și de ce nu l-am luat pe 10? Pentru că nu l-am scris eu aici. Nu l-ai scris ca element al mulțimii, când am zis acolo 4-10. Am zis minus 10 de două ori. Dar unul trebuie să fie normal. Ups. Adică aici la divizorul 40, nu la ecuații. Bun. Sau la astea. Deci mai rămâne doar 10. Doar 10 e depus. Dacă îl calculăm și pe el, ia pune 8x minus 6 egal cu 10. Egal cu 10, echivalent cu 8x egal 16. Păi vezi, l-am văzut. X ne dă 2. Asta am văzut-o, am calculat-o. Tai-o pe asta, că egal cu 10 a fost luată în discuție. Eu cred că nu am luat-o. Nu știu, cred că am discutat-o când ne-a dat x egal cu 2, doar o singură... Acum... Păi la minus 10 ne-a dat minus 16. Nu, am greșit atunci. La minus 10 ne dă, ducem pe minus 6, dincolo face minus 4. Deci aici am greșit noi. Deci... Atunci, atunci e bine că am făcut așa opus, că dacă nu vedeam asta, atunci am stricat toată aia. Că până pe 2. Da. Știi ce sunt nevoit? Să scriu încă o dată divizorii lui 40. Așa cum erau noi ordonați și le scriam ordonat. Deci divizorii lui 40 și scriu aici sus. Se vede. Se vede. Să vedem... Divizorul 46 se ramă. Unde se vadă? Acum, dacă se vede la... La tine. Hai să-i șterg de sub aici și iau pe toți. Și să vedem... Tu te uiți și vezi acolo dacă... Am prins toți divizorii. Oricum trebuie să fie 16, din ce ne-am dat noi seama. Dar din tehnica care o aveam, divizorii lui 40 sunt mai întâi cei improprii, 1, așa scriam noi. Plus minus 1, plus minus 2. 1 și 40. Ești ce negativ. Iau. Dar mai scriu o dată. Și eu, pur și simplu, să-i subliniez. Deci. Uite, Mimica spune, ca să nu mai scriu mult și să pierd timpul, să spune așa, plus minus. Unu. Plus minus 1, adică sunt simultan. Și plus 1 și minus 1.